Salut! Sunt Cristian Burgea pentru cursuri Forex. Este data de 22 aprilie. Voi face un scurt video. Am spus un scurt video pentru că vedem și pe piața Forex o atilitate foarte scăzută, chiar și în cele mai lichide piațe, cum ar fi euro-dolar sau cable-ul. Acest lucru s-a datorat faptului că vineri și inclusiv și astăzi avem bank holiday la majoritatea băncilor. Bineînțeles a fost și Good Friday, Paștele Catolic, noi am avut florile. Profit de ocazie să vă zic la mulți ani celor care poartă nume de floare sau din derivatele acestea. Și de asemenea, de mâine mă aștept poate să revin la activitatea cât de când la normal, cel puțin pentru câteva zile, apoi din nou o să avem probabil vineri și luni, vineri și luni ce urmează o să verific data imediat, este data de 26 și 29 aprilie, la fel putem să vedem valitate destul de scăzută, este ceva normal în perioada sărbătorilor. Și haideți să trecem la ce mă interesează săptămâna aceasta. Cel mai mult săptămâna aceasta probabil voi fi cu ochii pe ca GPI, însă nu din punct de vedere tehnic neapărat, o zvati mai ce urmăresc tehnic, doar că dacă merg pe un grafic de SP500, am avut acest raliu, nu o să fac acum o analiză mare pe SP500, însă e foarte probabil și am discutat ca din nou all time high-urile să fie testate și atunci probabil vom obține acest imens double top. Trebuie să vedem exact ce se va întâmpla. Însă dacă prețul mai crește și vedem o creștere în continuare pe SP500, putem să vedem o mică reacție din această zonă la 2940 aproximativ și poate vom vedea ienul japonez că va fi bidat. Dacă se întâmplă acest lucru, săptămâna ce urmează, sunt foarte, foarte interesat de Banca Canadei pentru că vreau să văd ce ton vor avea. Mă fel la ce ton mă interesează dacă vor avea un ton hockey sau un ton dovish. Este posibil și asta ar fi scenariul care îl urmăresc eu personal să avem de-a face cu un ton dovish și Banca Canadie să sublinieze probabil situația actuală privind încetinirea pieței imobiliare și datoria record a populației asupra caselor și probabil vor evidenția de asemenea și războiul comercial între, dintre China și America ca un potențial risc asupra exporturilor. Dacă asta zic, sunt șanse destul de mari vedem un ton Dacă se va întâmpla acest lucru și o să văd un ton eu personal o să mă focus pe graficul de KJPI. O să vedem în continuare că se află sub acest nivel important de la 84-20 aproximativ. Am mai avut tranzacții pe card probabil știți despre ele, nu o să revin asupra lor. Haideți să facem să vedem cam ce entry am putea să, să găsim pe card și un potențial target. M-am mers pe un grafic de 4 ore ca să putem să vedem mai bine să putem să vedem mai bine această linie de trend și chiar vedem că am obținut un break sub, sub, linia de trend. A fost valitate destul de mică și de asta nu, încă nu mă grăbesc deschis poziții ușor. Vreau să aștept, vedem că putem pute -o linia de trend în mai multe, să ne dea mai multe nivele importante. Personal aștept să văd ce se va întâmpla la Banca Canadei, ce ton va avea Hockey sau Dovish, dar voi urmări cu atenție această zonă pentru eventuale poziții short, repet, doar dacă voi vedea un ton dovish din partea băncii din Canada. Pentru că dacă nu voi vedea un ton dovish din partea băncii din Canada, bineînțeles că prețul va face spike up și atunci nu, nu mai este valabil scenariu. În caz de ton dovish, probabil voi avea ca prim target 200 moving average și aceste low -uri din data de 11 aprilie undeva la 83, 10, 20 ca și zonă și take profituri finale, bineînțeles, în zona de 82, 50 la lourile din 8 martie și la 81, 60 la lourile din 25 martie, dar astea sunt target ceva mai mari. Cum am spus, nu este mai mult o decizie tehnică, este mai mult o decizie fundamentală, dar aștept să văd ce se va întâmpla la Banca Canadei. Nu o să mă acest video, pentru că deja au trecut aproape 5 minute, cred, și vreau să vă las să vă bucurați în continuare de sărbători alături de cei dragi. Dacă transnaționați săptămâna aceasta, vă recomand să, să, nu riscați mai mult decât este cazul, pentru că o să în lichidități destul de scăzute. Astfel fiind spus, o să închei aici acest video. Încă o dată, sărbători alături de cei dragi, săptămână frumoasă. Spor la studiu și succes în continuare, dacă ați caz alocați timp și pentru studiu sau pentru tranzacționare în această săptămână. Eu am fost Cristian Bucea pentru cursuri Forex. Dacă vă plac aceste videouri, nu uitați să dați un like, share și, și subscribe. De asemenea, dacă vreți și aveți idei sau întrebări pentru videouri viitoare, nu uitați să lăsați și un comentariu. Vă urez o zi frumoasă și succes în continuare. Ne auzim curând!